Mulțumesc, Cosmin. Mulțumesc, Gabriel Braic, pentru invitație. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția pe care o acordați evenimentului din seara aceasta. Pe ecran ați văzut fericiți și ați auzit și cuvântul frumos în seara aceasta, pentru că suntem frumoși când suntem fericiți, aș spune eu, și eu am să folosesc termenul cheie pe care Cosmin l-a amintit la început, și anume frumos. Vreau să vorbesc în seara aceasta, în introducerea prelegerii din această seară, despre faptul că binele revelează frumosul. Sau binele descoperă frumosul. Înainte ca să ascultăm ceea ce se va spune în seara aceasta despre binele care ne face fericiți și, aș zice eu, și frumoși. Aș vrea să vă spun că noi toți creștinii ortodoxi din țara aceasta suntem într-o perioadă absolut importantă din acest început de an. Liturgic, Biserica Ortodoxă numește această perioadă Triodul. Este vorba despre trei duminici care premerg sau preîntâmpină postul Sfintelor Paști. Practic, mai avem duminica care urmează și se încheie această perioadă și intrăm în postul mare, postul Sfintelor Paști. În această perioadă, în aceste trei duminici, în biserica noastră ortodoxă, se citesc trei evanghelii deosebite. Și prima evanghelie din această serie de trei vorbește despre un personaj pe care eu îl afișez pe ecran. Este vorba despre acel vameș de care cred că ne amintim. Cred că am ascultat cel puțin o dată pericopa aceasta evanghelică care spune că doi oameni se suiau la templu sau se urcau la templu ca să se roage. Unul era fariseu, celălalt era vameș. Și aș vrea să vă atrag un pic atenția asupra acestui personaj, care nu este altul decât cel care fura cu acte în regulă în timpul respectiv. Cel care avea legea în mână, cel care putea să-și facă o parte din absolut toate taxele și impozitele pe care le lua chiar și de la văduvă și de la orfan. Și era omul cel mai urât, probabil, sau unul dintre oamenii cei mai urâți ai societății de atunci. Dacă ai fi întrebat un evreu pe stradă, așa, incognito, ce spuneți despre un vameș? Este ceva bun de găsit într-un astfel de om? Cred că cei mai mulți evrei ar fi spus, imposibil să găsești ceva bun, ceva frumos într-un astfel de om. Sunt oameni corupți, sunt oameni care în afară de a face rău, nu știu nimic altceva. Și să strângă pentru ei și să le fie lor bine, nu contează cât suferă ceilalți din jurul lor. Ei, vameșul acesta se urcă la templu să se roage și în această primă evanghelie din perioada Triodului, aceste trei duminici premergătoare postului Sfintelor Paști, îl auzim rostind una dintre cele mai frumoase rugăciuni de pe paginile Noului Testament. Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul, sau miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și eu vă întreb în seara aceasta, se poate ascunde într-un suflet despre care se vorbește așa urât în societatea timpului de atunci o rugăciune așa de frumoasă? Se poate ascunde în sufletul lui o pocăință atât de sinceră precum ne vorbește această evanghelie, această pericopă evanghelică? Se pare că da. Și uitați cum în acel moment sublim al rugăciunii, vameșul acesta descoperă frumosul din el. Și peste veacuri noi descoperim prin pericopa evanghelică frumosul din sufletul lui. A doua evanghelie este cea de duminica trecută. Cred că toți am auzit, cred că nu există om în țara aceasta să nu fie auzit despre fiul risipitor. Fiul care are curajul să meargă la tatălui și să ceară partea de avere care îi se cuvine înainte ca tata să moară. Așa ceva era de neconceput la evrei. Era o faptă reprobabilă, era ceva condamnat de întreaga societate. Mai mult decât atât, spune Evanghelia, se duce și prăpădește tot ceea ce a primit, risipește absolut totul, că de aceea se numește fiul risipitor. Ce poate fi bun într-un astfel de suflet? Ce poate fi frumos într-un astfel de suflet? Uitați-vă cum
El devine exemplul pocăinței autentice, cum prin venirea lui în fire, așa cum spune Evanghelia, întorcându-se la tatăl său, oferă peste veacuri un model autentic de pocăință tuturor oamenilor. Și întreb, cine ar fi crezut că într-un astfel de suflet, care a risipit tot, care n-a știut să aprecieze munca de o viață a tatălui său, se poate ascunde o astfel de atitudine sublimă, de întoarcere sinceră, înapoi acasă? Cine ar fi crezut? Și mă opresc la Evanghelia care se va citi duminică și cu care se încheie această perioadă de 3 săptămâni și mergem înspre postul mare. Și în această Evanghelie, Mântuitorul spune așa: veniți, binecuvântații Tatălui meu, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Pentru că am fost străin, m-ați primit, am fost în temniță și ați venit pe la mine, mi-a fost foame și mi-ați dat să mănânc, n-am avut cu ce să mă îmbrac și m-ați îmbrăcat. Și există acolo un plural și eu am scris pe ecran personajul colectiv. Aceia care spun: Doamne, dar noi când am făcut așa ceva? Când te-am văzut noi străin și te-am primit? Când te-am văzut gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut flămând și ți-am dat să mănânci? Și așa mai departe. Și Mântuitorul răspunde acestui personaj colectiv, nimeni alții decât ucenicii lui, urmașii lui: adevărat, adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unul dintre cei mai neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Cine s-ar fi gândit că prin această faptă, prin acest bine făcut, de a îmbrăca un om străin, de a îmbrăca un om care n-are haine, de a primi un om străin, de a vizita pe cineva în penitenciar și așa mai departe, va fi descoperit, va fi revelat frumosul din aceste suflete, din acești oameni. Și Evanghelia Duminicii viitoare despre aceasta vorbește, despre frumosul care este ascuns în sufletele celor care fac bine. Și pentru că m-am referit confesional doar la Biserica Ortodoxă, din care eu fac parte până acum, m-am referit doar la Biserica Ortodoxă, dați-mi voie să folosesc un exemplu și din lumea neoprotestantă. Unul din mari eroi ai Americii n-a tras niciun foc de armă în cel de-al doilea război mondial. Probabil cunoașteți povestea lui, se numește Desmond Doss. Un soldat care a plecat pe front cu niște caracterizări extrem de îngrijorătoare ale superiorilor lui, care au spus așa: aveți grijă, omul acesta va aduce moartea lângă voi, omul acesta vă va lăsa descoperiți, omul acesta vă va face doar probleme. Vorbim despre Desmond Doss, care a murit recent, a trăit destul de mult până prin anii 2000 și care, datorită convingerilor lui religioase, n-a acceptat să ia o armă în mână în cel de-al doilea război mondial, dar a dorit să fie medic pe front. E bine, omul acesta despre care s-a vorbit așa de urât, omul acesta care a fost zugrăvit în termenii cei mai negativi și despre care nimeni n-ar fi crezut că în sufletul lui se ascunde un erou, a salvat în al doilea război mondial, într-una din bătăliile care s-au purtat, 75 de soldați, dacă memoria nu mă înșală, pe care i-a adus de pe câmpul de luptă în spitalul de campanie. Un om despre care n-ai fi spus că poate să fie un erou, a devenit un erou. Binele relevă frumosul din noi, binele revelează frumosul din noi. Este teza pe care vreau să o afirm în seara aceasta, în introducerea conferinței în care se va vorbi despre binele care ne face fericiți. Atunci când facem bine, atunci când facem bine, e morala celor trei evanghelii, e morala exemplelor pe care le-am prezentat în seara aceasta, atunci când facem bine, frumosul din noi iese la iveală. Devenim oameni frumoși și ceilalți pot să vadă această frumusețe pe care Dumnezeu a pus-o, Creatorul a pus-o în fiecare dintre noi. Și acum
Merg mai departe la subiectul despre care am fost rugat să vorbesc în această seară. Este vorba despre centrul Emaus. În spatele acestui proiect este un alt personaj colectiv, o mână de oameni care au văzut o problemă, o nevoie și care împreună au făcut binele care să pună în evidență frumosul din sufletele lor. Mai multe detalii găsiți pe site-ul pe care îl vedeți pe ecran și întreaga poveste a acestui proiect. Eu vreau doar să spun că noi toți cei care ne implicăm în acest proiect sau marea majoritate a celor care l-am inițiat facem parte din Oastea Domnului, o mișcare în Biserica Ortodoxă Română care aniversează 100 de ani de existență și a cărei fondator este preotul Iosif Trifa, pe care îl aveți în imagine și de la cărui trecere în veșnicie s-au împlinit 85 de ani, chiar în luna februarie. Și viziunea acestui proiect este foarte simplă. Nici o persoană bolnavă, străină în orașul nostru și cu venituri modeste, fără un loc unde să-și poată pleca capul în siguranță în noaptea care urmează. Aceasta este viziunea la care acest personaj colectiv, această mână de oameni ne-am înhămat acum 2 ani de zile. Misiunea noastră este găzduirea pe termen scurt a bolnavilor cu posibilități financiare reduse care vin în orașul nostru pentru tratamente medicale și am postat această imagine pe acest slide pentru că chiar vreau să vă întreb și v-aș ruga să ridicați mâna cât ți-a trecut săptămâna aceasta sau luna aceasta sau în ultimul timp pe lângă această instituție care este sus, acolo pe strada Republicii sau depinde cum mergi pe Victor Babeș. Deci aș vrea o mână sus. Cine a văzut recent institutul acesta? Mulțumesc! Acum nu mai este voie să parchezi în fața institutului, parcările s-au mutat de acolo. Dar în urmă cu câțiva ani era plin de mașini în locul acela, dacă vă amintiți. Și eu de multe ori am trecut pe acolo și știți ce am văzut? Tot alt număr de înmatriculare la fiecare mașină. Vrancea, București și așa mai departe. Și am spus, cât de mulți oameni vin aici? Cât de mulți oameni de peste tot din țara aceasta vin cu o speranță aici? Dar vă spun încă un lucru. În mod deosebit m-a marcat când am văzut în aceste mașini spre seară oameni care își pregăteau un pat să poată să doarmă. Și personal am spus, nu se poate așa ceva. Trebuie să facem ceva pentru oamenii aceștia. Pentru cei care au venit de undeva de departe să-și găsească vindecare aici la Cluj-Napoca. Și așa s-a născut centrul Emaus. Din această motivație a Mântuitorului, pe care, repet, o vom auzi săptămâna aceasta, duminică, cei care vom fi la o biserică ortodoxă, și anume, veniți binecuvântații Tatălui meu, moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost străin, și vă rog să puneți acolo în Cluj-Napoca sau în altă localitate, am fost străin, n-am avut o casă acolo, n-am avut unde să dorm în noaptea aceea și voi m-ați primit. Acesta este centrul Emaus de la Cluj-Napoca. Dar, înainte să vă mai spun câteva detalii despre proiectul acesta, vreau să vă spun de unde vine această denumire. Ea este o denumire biblică. Emaus este localitatea biblică înspre care călătoreau însingurați 2 dintre ucenicii Mântuitorului. Și noi ne vom aminti în postul Paștelui de această întâmplare. Pe drum, Mântuitorul îi se alătură și ei nu-L recunosc. Ei știau că Iisus a murit. Ei știau că Iisus e în mormânt. Nu știau cine este străinul care îi însoțește. Ajuns însă la Emaus, tristețea lor s-a transformat în bucurie. Deznădejdea s-a risipit la lumina certitudinii învierii, l-au recunoscut pe străinul care îl însoțise și Emaus devine astfel un loc al binecuvântării, al vindecării sufletești, al speranței care reînvie. Și noi am zis de la bun început, acolo, în acel loc al speranței care reînvie, în acel loc al credinței în puterea lui Dumnezeu de a vindeca, în acel loc în care singurătatea a dispărut, acolo dorim să ajungă toți cei care ne vor contacta, toți cei care vor apela la sprijinul nostru. Pe 1 decembrie 2020 a apărut proiectul Emaus Cluj-Napoca. Pe 24 ianuarie 2022 s-a înființat Emaus București, ambele susținute de 2 echipe de voluntari din cadrul Oastei Domnului,
bineînțeles Cluj, Napoca și București, dar la Cluj adăugăm și Florești, adăugăm și toate localitățile din jur, unde avem comunități ale oastei Domnului care s-au implicat cu toată inima. Și neapărat vreau să spun Timișoara, mulțumim, pentru că și cei de acolo, pe 15 decembrie 2021, au pornit un astfel de proiect, dar l-au încheiat undeva în luna noiembrie, dintr-un motiv absolut obiectiv, pentru că cei mai mulți bolnavi dinspre Timișoara vin spre Cluj-Napoca și pur și simplu nu-i nevoie de cazare acolo. Cel puțin nu este nevoie, nu, ei n-au găsit nevoia aceasta, n-au găsit oamenii care să apeleze la acest serviciu, dar le mulțumim și suntem recunoscători pentru efortul lor de a iniția acest proiect și în Timișoara, recunoscători voluntarilor oastei Domnului de acolo. Și acum vreau să închei spunându-vă câteva cifre, pentru că, până la urmă, cifrele acestea spun totul, aș zice eu. Despre Centrul Emaus, despre acest proiect de suflet, care, din nou, este un instrument care permite frumosului din noi să se reveleze prin binele pe care Dumnezeu ne învrednicește să-l facem împreună. Și în seara aceasta, fac o scurtă paranteză, sunt aici la acest microfon pentru ca să vă invit și pe dumneavoastră să faceți parte din echipa Emaus, să vă invit și pe dumneavoastră să fiți dintre cei care susțin oamenii aceștia care vin la Cluj-Napoca, să știți, cu mari, mari probleme, dar cu multe speranțe. Poate veți reuși să spuneți o vorbă bună cuiva, poate veți reuși să vizitați pe cineva cu ceva simbolic, un dar, care va aduce bucurie în sufletul acelei persoane. Dacă vă doriți lucrul acesta, vă rog să mă contactați la final. Din decembrie 2020 până în februarie, sau ianuarie, mai corect spus, 2023, 310 persoane bolnave au fost cazate prin acest proiect în Cluj-Napoca, București, Timișoara. 641 de cazări au fost efectuate, adică unii din acești bolnavi au venit nu odată, ci de mai multe ori și au apelat la serviciile acestui proiect. Și, ultima cifră, 9760 de zile de cazare au fost oferite, adică echivalentul a 26 de ani calendaristici. Iată cum în 2 ani se pot cuprinde 26 de ani, înmulțind numărul de locuințe cu număr de persoane care au beneficiat de cazare gratuită în acest program. Și vreau să spun că Dumnezeu a făcut această minune prin cele peste 80 de persoane care sunt implicate în susținerea acestui proiect. Și spun peste, pentru că există un grup de WhatsApp unde sunt doar 80 de persoane, dar sunt și alții care nu sunt acolo și care susțin și care își aduc aportul la implementarea centrului Emaus. Acesta este proiectul de suflet despre care am vrut să vorbesc și am fost invitat să vorbesc în seara aceasta și care, mai spun o dată, încheind gândurile pe care mi-am propus să vi le împărtășesc, nu face altceva acest proiect decât să demonstreze din nou și din nou că în fiecare dintre noi există un frumos pe care l-a pus Dumnezeu, l-a pus Creatorul acolo și care trebuie descoperit, care trebuie revelat, care trebuie pus în lumină prin binele pe care suntem chemați să facem. Și bineînțeles, acesta este doar un proiect pe care eu l-am prezentat în seara aceasta, sunt multe alte proiecte. Eu cred că cei mai mulți din locul acesta faceți foarte mult bine în jurul dumneavoastră, implicându-vă în multe alte activități, la fel de frumoase, spun eu, la fel de frumoase ca și Centrul Emaus. Zic în final doar atât, ca Dumnezeu să ne ajute ceea ce știm să facem, adică să punem în lumină binele din noi, să facem în continuare în această societate în care, din păcate, nu suntem învățați să avem această atitudine. În care, din păcate, suntem învățați să fim cât mai egocentrici, cât mai izolați unii de ceilalți. Haideți să fim frumoși prin a ne apropia, să fim frumoși și fericiți prin a face bine celui de lângă noi, a face bine unul altuia. Cred că aceasta este chemarea cu care eu am venit în seara aceasta în fața dumneavoastră, mesajul pe care am dorit să-l transmit, pe care Dumnezeu cred că ni-l transmite tuturor și să nu uităm, în această perioadă de pregătire pentru Sfintele Paști, să fim mai buni, să fim mult mai alături unii de ceilalți decât poate am fost în timpul care a trecut și cu siguranță, vom fi nu doar mai frumoși, ci și mai fericiți. Vă mulțumesc!